Dacă îmi prindeai degetele, lasă-mă. Pentru Dumnezeu, Otilia, mă nebunești. Pleacă și lasă-mă în pace. Du-te și mărită-te cu Pascalopol. M-ați nebunit toți cu Pascalopol. Cine v-a spus că m-am mărit cu Pascalopol? E o vorbă fără sens. Nu mă pot lipsi de el cum nu mă pot lipsi de tine. Asta e tot. Da, dar la altă ieri noapte n-ai fost acasă. Și în alte nopți n-am fost. Nu crezi că-ți bați joc de mine? Tu n-ai fost la Georgeta? Te cert eu pentru asta? Îți dai seama că ceea ce înseamnă Georgeta pentru mine, nu însemn tu. Vreau un cuvânt limpede din partea ta. Și ce cuvânt e acela? Un cuvânt limpede. Dacă mă iubești cu adevărat, să ne căsătorim. Să presupunem că ne-am căsătorit. De ce să presupunem? Fiindcă ceea ce nu este, se presupune. Când crezi că am putea o face? Cât de curând. Dar studiile, tu nu ești liber să faci ce vrei. Și apoi trebuie să cunoști viața, nu? Banii ai. Altfel te-ai plictisit curând. De ce mă chinui? Tot timpul pretexte, mereu pretexte. Mai bine mi-ai spune că nu mă iubești. Ar fi mult mai simplu. Nu sunt pretexte. Cred că soția trebuie să fie o ultimă alegere. Și eu am nevoie de puțină zburdălnicie. Ce vrei, să alerg după căsătorie ca Aurica? Și, în definitiv, putem sta logodiți câțiva ani la Paris. Tu vei face medicina, iar eu pianul. Și când mi se va naște instinctul casnic, aș fi oribil să mi se spună doamnă, stimată doamnă. Dar de ce trebuie să știe toată lumea că ne-am căsătorit? Ar fi un legământ tainic numai între noi doi. Asta ne-ar da încredere, ne-ar îmbărbăta. Adevărata încredere, dacă lipsește, nu poate da căsătoria. Dar fără să ne căsătorim, nu putem sta împreună. Crezi tu că nu se poate altfel? De ce? Fiindcă eu te iubesc cum trebuie să iubească un om normal. Și nu pot fi decât leal cu viitoarea mea soție. Tu nu ești Georgeta. Oh, într-adevăr nu sunt. Dar dacă aș avea chef să colindăm lumea, să fac cele mai fantastice meserii, să ajungem dansatori în Mexic. Ai renunța la cariera ta? La studii? Îmi ceri tu mie asta? Nu-ți cer, Felix. Am pus și eu o întrebare nebună. Te las pe tine să hotărăști. Acum totul depinde de tine. Dacă îți sunt drag cu adevărat, vei hotărâ tu cum trebuie. Ai dreptate, te iubesc. Nu te îndoi de asta. Voi decide eu ce e de făcut. Dar acum am ies. Mă duc să mă culc.